Salutare de la mare! Avem și un vapor, uitați, un vapor acolo, în larg. Suntem la Nesebar, în Bulgaria. Și asta este priveliștea noastră din cameră. Se vede, ia să vedem așa, inclusiv orașul vechi, Nesebar. O să vă mai spunem așa câte ceva despre orașul vechi și Nesebar și cum l-am găsit noi. Sunt o camera să vă arăt priveliștea mai bine. Deci cam așa arată și aici e și plin de pescăruși, sunt destul de gălăgioși, dar sunt foarte frumoși și foarte cuminți și foarte prietenoși și mari, mari și frumoși. Și așa arată. Avem și plajă privată la hotelul nostru, deci nu mai dăm bani pe șezlong, ceea ce e bine. Avem și vapoare și cam asta e situația. Haideți și în cameră. Avem aici, mă rog, niște scaune de plastic și o masă, dar e ok, e suficient. Balconul ăsta pentru ce ne trebuie nouă și cu vederea asta e numai bine. Aici este camera. Un pat, de fapt, mă rog, sunt două paturi lipite. O măsuță ca de toaletă și cu oglinda. Și eu cu rochea mea nelipsită. Un televizor, aici e un frigider micuț, probabil, da. Nu cred că e minibar, cred că nu avem nimic în el. Dar nu pot să-l deschid momentan cu o mână, nu știu de ce. A ieșit și cablul din televizor de cât am tras. Mai avem aici un fotoliu, ceea ce e chiar foarte bine. E destul de spațioasă camera. Cam așa de spațioasă este. De ce numai bine? Chiar e numai bine. Loc pentru bagaj. Multe bagaje. Încă un loc pentru bagaj. Și astea sunt gențile noastre de plajă. Aici avem un dulap care cred că o să fie suficient pentru o săptămână. Dar nu știu neapărat umerașele astea dacă o să fie suficiente. Este și un safe acolo jos. Mai avem și o oglindă mare, ceea ce întotdeauna e important. Baia e, mă rog, destul de micuță, dar are strictul necesar, evident. Are și fân, avem un boiler numai al nostru, se pare. O cabină de duș, un prosopel în formă de fundiță și produsele pentru duș. Și cam asta este camera noastră pentru următoarele 7 nopți, o săptămână o să stăm aici. Haideți în altă parte unde e vederea mai frumoasă. M-am așezat cu spatele la mare să povestim un pic. Românul s-a dus să mai aducă niște băuturi, că bagajele sunt toate în cameră, sunt și așa foarte multe. Am plecat cu mașina și bineînțeles că ne-am luat toate lucrurile de care aveam nevoie și toate lucrurile de care nu aveam nevoie, pentru că am zis, hai, mai pune și aia, mai pune și aia, că așa e când mergi cu mașina, când te caută nimeni la greutate, la volum, la nimic, mai încape, mai încape, mai merge. Sunt și voluminoase toate prosopele de plajă, toate gențile de plajă, dar asta este. Le cărăm în mașină, apoi tot cu mașina, deci o să meargă. Da, a făcut deja 3 drumuri ca să le aducă de la mașină și l-a ajutat și un băiat de la hotel. Încă îmi lucește nasul. A fost foarte, foarte cald azi, dar mă rog, noi am stat în mașină. Am stat destul de mult în vamă la Giurgiu. Nu știu dacă, poate pentru că e weekend și în weekend e mai multă lume care pleacă. Noi am mai venit în Bulgaria și la Nesebar și la Balcic am fost odată, dar niciodată n-am stat atât de mult în vamă. Acum am stat, cred că, peste jumătate de oră, 35-40 de minute, cel puțin. Era și o coadă uriașă de tiruri pe care am filmat-o și cred că am inserat deja cadrele, dar nu am stat după tiruri, am trecut pe lângă ele, că era o coadă separată. Am stat pur și simplu în coloana de mașini mici care intra în Bulgaria și am stat foarte, foarte mult. Oricum, nu contează, e cam 6 după amiază, 6 jumate, cred că s-a făcut între timp. Și despachetăm puțin, ne aranjăm lucrurile, ne pregătim, ne schimbăm și noi, cred, și mergem în orașul vechi, pentru că noi pentru asta venim. Ne place foarte mult plaja asta, pentru că e mai liniștită și mai curată și e și foarte aproape de orașul vechi. Așa că o să mergem, stați să vă și arăt, încolo o să mergem, exact acolo în capăt,
unde se vede așa, se vede o insulă, e o peninsulă de fapt. Și acolo e orașul vechi, vechiul Nesebar. Vă ziceam că noi am descoperit Nesebarul acum câțiva ani, eu cred că prin 2018, când am avut eu o călătorie de un interes de serviciu la Burgas, care e destul de aproape în zonă, și colegii mei din Bulgaria mi-au povestit că nu departe de Burgas este acest Nesebar, de care eu nu prea știam foarte multe. Nu mai fusesem niciodată pe litoralul bulgăresc, crezând că totul înseamnă all inclusiv și resorturi așa pentru familii, copii și foarte comercial, ceva ce noi nu căutăm neapărat. Dar când mi-au spus colegii mei cum e Nesebarul și că sunt super gălăgie și porumbei, da, pescărușii, ne-au zis că nu e așa, că nu e comercial ca alte resorturi și alte locuri, alte stațiuni din Bulgaria, că e cu totul altceva, că e oraș vechi și cu ruinele orașului și cu toată zona medievală păstrată, mă rog, într-o oarecare măsură. Chiar am zis, ok, hai să-i facem o vizită, că sună bine. Și ne-am documentat și noi puțin mai mult și am aflat că este supranumită perla litoralului Mării Negre. Într-adevăr, e cea mai frumoasă stațiune de la Marea Neagră pe care am văzut-o noi până acum. Am auzit că mai există și Sozopol, care e similar cumva, dar n-am ajuns acolo niciodată. Bun, și de atunci noi cam venim. Anul trecut n-am ajuns la Nesebar, dar în rest, și dacă am făcut o vacanță în altă parte, mai veneam aici câteva zile. De exemplu, în vacanța mică, mini-vacanța de Sfânta Maria, dacă se legau sărbătorile legale, cumva, mai veneam și deam o fugă și aici, 3-4 zile. Acum am venit o săptămână și după asta urmează să mai mergem și în altă parte, dar le luăm pe rând, dar acum suntem aici. Ne bucurăm că ne-am întors, ne-a lipsit Nesebarul anul trecut, că nu l-am văzut deloc și ne place foarte mult. Ne-au lipsit și pescărușii ăștia super gălăcioși. Și da, mergem să vă arătăm și vouă, să descoperiți orașul, dacă nu l-ați mai văzut, sau să-l revedeți dacă îl știți deja. Ne plimbăm așa prin străzile pietruite din orașul vechi și vă arătăm ce găsim pe acolo diseară. Și mă rog, în fiecare zi de acum încolo mai vedem ce inserăm în vlogul ăsta de călătorie, ca să nu fie plictisitor. Că o să fie în principiu două vloguri de călătorie. Noi suntem aici o săptămână și așa ne-am gândit să împărțim în două. Prima parte cu drumul și cum ajungem aici și prima seară, și mai vedem ce mai filmăm mâine pe plajă sau pe unde mai găsim, ce mai găsim. Deci în principiu planul este să avem două vloguri de Nesebar. O să vedem cum ne iese și eu vă ținem la curent, bineînțeles. Mergem înspre Cină, adică înspre orașul vechi. Dar nu știm exact unde o să mâncăm, cred că depinde și unde găsim loc. Încolo e orașul vechi. Ce se întâmplă? De ce ești nelămurit? E o construcție nouă aici. Dar aici era ceva. Era un hotel cu o moară. Da, exact. Și acum nu mai este. Și s-a și demolat, se pare, și se construiește ceva în schimb. Sau i-o fi păstrat scheletul? Nu cred. Foarte interesant. Și așa mergem noi înspre orașul vechi. Vă mai arătăm și mai încolo, când începe să se contureze. Aici este un mic port sau un golf cu embarcațiuni. Uite ce frumos se vede de aici. Da. Orașul vechi a fost inițial o insulă, din câte știu, și între timp a fost legată de această șosea. Și e acum practic o peninsulă. O să filmăm sigur și prin partea nouă zilele următoare. Dar suntem puțin pe grabă, că m-am grăbit eu, m-am lălăit eu cu postatul pe Instagram și s-a făcut târziu. Și mai e și sâmbătă seara și cred că o să fie destul de aglomerat. Se vede. E plin, se vede, nu? Da. Asta este. M-am schimbat și eu. Așa. Cât de cât se vede. Și sper să găsim un loc să mâncăm, că ne e cam foame, nu? Că nu mergem la hotel. Dacă nu mergem la hotel, pentru că noi de fapt avem all inclusiv la hotel, dar nu vrem să mâncăm acolo. Vrem să mâncăm în orașul vechi, că e mult mai frumos. Da, vrem să cheltuim bani. Dacă tot am dat bani pe cazare, să mai dăm niște bani. Nu, mergem acolo, că e mai frumos. Poate să mai mâncăm și la hotel în unele seri, dar să vedem.
pare că aici a devenit un obiectiv instagramabil, că nu erau cozi la poze în anii trecuți. E prima dată când văd așa ceva. Mă rog, anul trecut n-am fost, cum ziceam. Acum 2 ani am fost ultima dată. Uitam să vă zic că e statuia Sfântului Nicolae. Și văd că e călărită de păsări. Și de oameni, da, am zis mai devreme că n-am mai văzut în anii trecuți haide. Fenomenul ăsta. Haide, haide că ne e foame. Haide, e foame. Mergem încolo. Ai mâncat un lup? Da. Un lup de mare? A, care? A, e mic? Nu e mic lupul de mare, e suficient. Mulțumit? Uh-huh. Arată bine? Foarte bine. În sfârșit mâncăm și noi. Cât e ceasul? 9 și ceva? 9:24. Târziu? Foarte târziu. Da. Poftă bună. Poftă bună. Bună dimineața! Asta este situația noastră. Poți să te filmez? Salută! Era! Suntem la plajă, după cum a fost destul de evident din cadrul anterior. Și în spate e hotelul nostru, care e culoarea asta, care nu-mi place mie deloc. Dar măcar avem plajă privată și nu trebuie să mai plătim șezlongul, avem și rezervat și nu trebuie să alergăm să prindem. Marea e foarte liniștită astăzi și deja am făcut o baie, bănuiesc că se vede după coafură. Și ce? Ce anume? Doar o baie. Eu doar o baie am făcut, da? Tu ai făcut două. O să recuperez și eu. Am mai făcut un reel, am mai făcut niște stories, mai filmăm acum și pentru YouTube. Și cam asta este situația pentru o bună parte din restul zilei și din restul zilelor de aici. Da.
O să vedem ce cadre mai surprinde, mai ales dacă mai vin și bărcuțe. Pe aici mai vin și bărci, e mai frumos, e spectaculos așa. La Marea Neagră parcă nu vin bărci așa de aproape. Și vedem ce vă mai arătăm. Oricum, după amiază, era corabia lui Jack Sparrow, da, exact. Era în anii trecuți, dar n-am mai văzut-o anul ăsta. E în port? E în port. A, înseamnă că o să vedem. Nu cred că se vede dacă filmez, dar o să o filmăm diseară când trecem pe lângă port. Dacă nu, cumva am surprins-o și aseară, că era portul de iahturi acela din spre orașul vechi. Și mai filmăm niște cadre și diseară, bineînțeles, prin orașul vechi, că asta e planul, să mergem în fiecare seară pe acolo. Și cred că o să lăsăm vlogul următor pentru orașul nou și alte detalii, dar nu știu, sigur, sigur, tot n-am făcut încă un plan definitiv, așa că construim din mers. Mă aranjasem și eu, mă făcusem frumoasă, mi-am pus rochea asta pe care am tot purtat-o, dar mă rog, așa, cred că o știți, dar îmi place ce să fac și e, zic eu, potrivită pentru mare. Și ne-am dus pe acel dig în spate să facem un reel și o poză și m-am udat toată, am și păr ud și rochea udă, mă rog, rochea nu mă deranjează chiar deloc, dar părul, am muncit la el. Deci au pornit valurile, iată. Probabil că, cum zicea Romul, este ceva furtună în larg, pentru că dimineața marea, ați văzut cum era, era lac. Și acum sunt aceste valuri și acolo pe dig, într-adevăr, se sparg valurile, se lovesc de dig și chiar e destul de spectaculos. Și cam așa, am luat-o pe faleză astăzi, eu sunt cocoțată. Aici, coborâm. Hai. Oba. Și mergem iarăși înspre orașul vechi, bineînțeles, dar de data asta am luat-o pe faleză. Și în față deja se vede portul pe care vi l-am arătat puțin și ieri. Și începe să se contureze și orașul vechi. Așa, am uitat să vă spun că astăzi avem rezervare la cină. Am făcut o rezervare ieri, pentru că n-am vrut să mai așteptăm sau să alergăm dacă nu găsim. Am făcut rezervare la unul dintre restaurantele noastre preferate și aseară am mâncat bine, tot la unul dintre preferate, dar am nimerit până la urmă, ok. Doar că v-am zis că am fost pe grabă și n-am mai apucat să povestim prea multe. Și am făcut, înainte să mergem acolo, rezervare la Emona, unde ne place nouă foarte mult. Și să vedem dacă primim o masă cu vedere la mare sau ce masă primim, dar oricum e bun tot timpul. Așa că mai povestim mai târziu, mai filmăm de prin orașul vechi între timp.
Esebar este un oraș și stațiune turistică în regiunea Burgas, din Bulgaria, situat la circa 35 de km nord de orașul Burgas. Este amplasat pe o peninsulă lungă de 850 de metri și lată de 350 de metri, în care se ajunge printr-un ism. Sub apă, la 80 de metri distanță de țărm, încă se pot vedea rămășițele zidurilor fortăreței. În prezent se află conservat doar zidul de vest, cu poarta care apăra orașul de continent. Numit în mod constant Perla a Mării Negre și Dubrovnik al Bulgariei, Nesebar este o cetate-muzeu bogată în istorie care se întinde de peste 3 milenii. Nesebar este unul dintre cele mai vechi orașe din Europa, construit pe ruinele vechii așezări trace Mesambria. În 1956, orașul a fost proclamat rezervație arhitecturală și arheologică. Ruinele antice ale zidurilor fortificate cu porți care datează din secolele 3-4, bisericile din secolele 5-6, cele păstrate din secolele 10-11 din perioada medievală și cele 60 de case din perioada Renașterii dau orașului și în prezent o atmosferă cu totul specială. Legendele spun că în timpul existenței sale, în Nesebar au existat peste 40 de biserici. Începând cu anul 1983, orașul vechi din Nesebar este înscris în Patrimoniul Mondial UNESCO. Moștenirea culturală a vechiului oraș poate fi observată de turiști în cele 4 muzee existente, cel de arheologie, etnografic, Biserica Sfântul Ștefan, care conține fresce din perioada secolelor 11-17, Biserica Sfântul Spas, care conține fresce din secolul 17. Aici vedem ruinele Bisericii Sfânta Sofia, cunoscută și sub numele de Sara Mitropolia, adică Episcopia Veche. Ea a fost construită în secolele 5 și 6 în orașul Nesebar, iar aspectul pe care îl putem observa astăzi a fost creat la începutul secolului IX, când biserica a fost reconstruită. Sper că nu e prea multă gălăgie aici, așa că m-au auzit. Voiam să vă arăt un pic așa meniu. Vă pun un fel de muzică. Că au pus... Da, nu, măcar nu-i muzică. Da. Au pus Ateneul Român pe meniu în limba română. Au și meniu în limba română. Numai că sunt aici niște denumiri foarte caragioase. Dă-i pe aici. Dar unde erau alea caragioase? Asta e... Aveam odată melanțane, așa, cu T. Adică vinetele. Dar nu e cu T, de fapt? Păi e cu Z, că e în italiană. Melanzane. Ah, corect. Yes. Ce mai era caragios pe aici? Mă rog, în principiu sunt... E bine că sunt în română, e bine că sunt traduse, ajută, dar erau câteva... Uite că nu le mai găsesc acum. Așa, revenim. Avem salată șopsca după o rețetă autentică. Ei, acum... Asta e greșeală de tipar, nu? Eu știu ce e. Mă rog, mai sunt câteva. Nu știu, azi mi-a fost foarte greu să-mi aleg ceva, pentru că toate au niște garnituri care nu-mi plac neapărat. Dar ai ales bine. Dar am ales bine până la urmă. Da, nu i-am mâncat deja, acum mai cerut un meniu pentru desert. Păi și da, uite, desert. Am luat un calamar roz cu mărar sălbatic, lemongras și capere cu dressing de lămâie. A fost extraordinar. Da. Românul s-a luat un burger. Emona Burger. Emona beef burger. Beef burger. Păi... Beef burger. Da. Foarte și bun. A fost foarte bun. Super. Avem dezinfectant de la hotelier. Da, cu marcă proprie. Adică, cu marcă proprie, bineînțeles. Adică l-am luat de la hotel. Adică l-am luat de la hotel că era din partea hotelului pentru da. Noi. Da. Și miroase drăguț. Chiar are... Miroase bine?
așa, nu știu dacă neapărat a trandafir, dar a niște aolea, flori. Trebuie să fie cu trandafir, dacă e bulgăresc trebuie să fie cu ceva trandafir. Da, e cam portocaliu așa, nu e roșu. Nu știu, e, nici nu scrie pe el că ar nu fi... Nu scrie, nu. A, ba da, scrie pe partea, uite. A, scrie pe interior? Da. Dar scrie în bulgărește. A. Ok. Total failure. No water needed. Ok, am înțeles asta. Deci te-ai hotărât la desert. Da, tiramisu. Că vrei tiramisu. Ce ți-e suflet. Îmi iau și eu desert? Păi uite, arată-le să vadă. Păi nu mi-aș lua. Dar e irezistibil, așa. Sus, 126. Și de ce zici tu că trebuie să mănânc desert? Pentru că suntem în vacanță? Pentru că suntem în vacanță și facem ce vrem. Păi da, dar adică, tot ce facem are repercusiuni. Mi se rupe. Ție da, dar mie nu. Dar transmite-le că mi se rupe. Ne mai gândim. Nu, nu, nu. Ne-am întors la hotel, în cameră, am făcut mulți pași și o să mai facem. O să las aici vlogul ăsta și v-am zis că mai fac, mai facem unul, tot cu Nesebar, partea a doua. O să fie un amestec de oraș nou cu oraș vechi, pentru că oricum în orașul vechi mergem în fiecare zi, dar aș vrea să le structurez așa, să fie mai mult partea asta despre istoria orașului vechi și tot ce a fost până acum. Și următoarea și cu orașul nou și eu eventual mă gândeam, o să păstrez bonurile de la toate mesele, toate cinele, că doar cinele le avem în oraș. Și să facem așa o comparație, să vedem, să vă zic unde a fost mai bun, unde a fost mai scump, ce prețuri sunt, cam la ce să ne așteptăm așa pe la sfârșitul vlogului al doilea. Cam asta ar fi ideea. Nu cred că o să filmăm în fiecare zi, pentru că în principiu se cam repetă o parte din activități, dar când vedem ceva nou, o să filmăm și tot ce urmează o să se includă, bineînțeles, în vlogul următor. Așa că sper că v-a plăcut ce v-am arătat până acum și că o să aveți curiozitatea să-l urmăriți pe următorul și o să vin, bineînțeles, cu un alt video duminica și cred că o să urmeze Empties. Acum am filmat un video de Empties înainte să plecăm de acasă și după asta, miercurea următoare, partea a doua din vlogul de Nesebara. Așa că ăsta e planul, sper să-mi și iasă. V-am lăsat, vă pupăm și ne vedem în următorul.